Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală București a confirmat ieri prezența virusului pestei porcine africane la animalele dintr-o gospodărie particulară situată la aproximativ 3 km de satul Cilibia. Serviciile veterinare au intervenit și au instituit imediat măsurile necesare în cazul diagnosticării unui focar de pestă porcină africană. Gospodăria respectivă a fost plasată sub supraveghere oficială, s-a realizat dezinfecția și au fost aplicate măsuri de restricție pentru circulația persoanelor, animalelor, a produselor, subproduselor și a mijloacelor de transport. De asemenea, veterinarii au ucis toți cei 30 de porci din gospodărie. Crescătorii de porci din zonă sunt sfătuiți să-și păstreze calmul și să aștepte noi informări din partea autorităților competente. Rugămintea mea la cetățeni este să nu se panicheze. Rugămintea mea la cetățeni este să nu apeleze la sacrificarea de necesitatea porcilor, de necesitate în sensul că necesitate venind din această semi-isterizare publică. Sunt niște măsuri total contraproductive în gestionarea unor focare de pestă porcină. În prezent, în județul Buzău, pesta porcină africană evoluează în 13 focare în gospodării și într-o exploatație comercială în 9 localități.